revenim la nivel macro și micro. La nivel macro, piața este trasă în sus de digital. La noi, poate digitalul să tragă în sus piața? Crește și la noi, dar suficient de mult încât să tragă în sus piața anul acesta, anul viitor? Înțeleg că anul ăsta stă pe loc piața. Deci Anul ăsta stă pe loc piața, în același buget se realocă un pic banii și se schimbă un pic splitul de bugete între medii. Ultimele estimări erau că din total piață digital ar fi undeva în jur de 14-15%, incluzând .ro-ul și .com, adică toate sursele de digital. Nu crește suficient cât să treacă întreaga piață și nu cred că putem să stăm cu toții liniștiți și să așteptăm digitalul să ne tragă în sus. Sunt alte modalități care simt eu că ar putea să tragă piața în sus. Astea, pe lângă digital, care da, rămâne un driver important, tot ce înseamnă partea de content, sponsorship, prezențe și reprezentări ale brandului în afară de break-ul publicitar, fie el la TV sau în orice alt mediu. Este o piață importantă în alte țări, de exemplu, este un segment important de business și de revenue pentru agenții și îl simt ușor, ușor că este un alt segment care ar putea să aducă piața pe creștere. Cum arată în acest moment la noi, în România? Foarte mic deocamdată, foarte mic și cumva cu o modalitate clasică de reprezentare a brandurilor, deci un pachet clasic de sponsorship, să-i spunem, care poate îngloba bugete semnificative, dar din nou la nivelul unui singur advertiser, nu la nivelul întregii piețe. În momentul ăsta e foarte mică, undeva la, cred, 2-3% din bugetul total de media, dar cu potențial de creștere, adică eu deja îl văd aproape spre dublat în anul acesta. Ce înseamnă aproape spre dublat? Adică 5% în loc de 2-3. Dar de ce e așa mic și cum poate să crească? Pentru că nu avem specialiști care să genereze content și care să genereze content vandabil la stațiile TV. Asta este probabil problema cea mai mare. În alte țări există departamente specializate și agenții specializate care dezvoltă acest tip de conținut care este ulterior vândut stațiilor TV. Noi nu avem asta. Și din acest motiv, evident, posibilitatea de creștere este încă limitată. Văd încet, încet că apar oameni dedicați pentru genul acesta de proiect special, sponsorship și content creation în mai multe agenții, dar e încă la început. La noi, în România, se simte foarte puternic discrepanța între furnizorii locali și cei internaționali, Google, Facebook. Ce spui tu acum, poate să influențeze cumva balanța aceasta între, vorbind de conținut și principalul avantaj al furnizorilor locali, să spunem? Da. Și tocmai asta cred că ar aduce un beneficiu deosebit pentru conținutul dezvoltat local, pentru publisherii locali, dacă vorbim, ne-am mutat în zona de online, și cumva ar fi benefic pentru întreaga piață. Cred că pur și simplu și noi ca și agenții, și clienții, și furnizorii de media trebuie să înțeleagă beneficiile acestui tip de promovare a brandurilor și în momentul în care toată lumea înțelege și e aliniată, o să vedem o dezvoltare mai serioasă. A trecut un an de când YouTube s-a lansat pe piața românească cu toate serviciile lui de publicitate. În răstimp am fost bombardați cu reclame pe YouTube, enorm de multe reclame pe YouTube. De unde provin acele bugete? Din bugetul de media general al unei companii, în medie, se duc dinspre online, dinspre TV-ul, sunt noi venituri? Rareori sunt noi venituri, din păcate, pentru că piața stagnează. În cazul nostru, pentru clienți, au clienți care din bugetul de digital doresc să facă o alocare propice, să spunem, a bugetului pentru obținerea anumitor obiective pe care le au și asta poate însemna o combinație între video și display clasic sau video, display clasic, rețele sociale. Avem clienți pentru care o parte din bugetul de YouTube provine din bugetul de TV, dar este vorba mai degrabă de o optimizare
overall a campaniei video. Deja începem și noi să vorbim de campanii video, mai degrabă decât campanii pe TV și campanii pe online. Există în mod evident o interdependență între modul în care consumăm TV și modul în care consumăm video pe online și atunci încercăm să educăm clienții să înțeleagă beneficiile de a aloca un procent din campaniile pe TV într-o campanie de video online. De ce? Știm cu siguranță că dintr-o audiență totală a campaniei există o pondere destul de semnificativă a ceea ce noi numim light TV viewers, da? Deci oamenii care se uită într-o proporție mai mică la televizor și care sunt mult mai ușor de prins în online. Și atunci o alocare corectă între bugetul de video pe TV și bugetul de video pe YouTube poate să-ți aducă un reach suplimentar important cu un cost optimizat. Și atunci, deci, răspunsul la întrebare este din ambele surse. Poate veni din sursa de overall buget digital sau din bugetul de TV pentru optimizarea acestei campanii video. Intrarea YouTube și intrarea Google pe zona de brand advertising, mult mai mult decât în trecut, Google fiind cunoscut pentru rolul lui în performance în special, afectează aceste intrări balanța dintre furnizor local și Google? Da, pentru că există posibilități de targetare noi. Google, mai ales prin GDN, ne oferă posibilitatea de targetare la nivel de interes, ceea ce pentru clienții noștri e de interes, scuzați-mi calamburul, drept pentru care, da, există o afectare a balanței între bugetele alocate pe .ro și .com. Cred că la noi, cel puțin ultima dată când am verificat, pentru 2014, estimam o alocare 60-40, 60 pentru .ro, 40 pentru .com, ceea ce evident este un procent crescut pentru .com versus acum 2 ani. În zona de digital, buzzword-ul se schimbă, acum ajungem la, da, nu neapărat, și la programatic, dar buzzword-ul se schimbă la fiecare sezon. A fost mobilul, mobilul rămâne în continuare un buzzword, a intrat pe plan secundar după programatic și RTB. Se mai vorbește la noi din când în când, mai recent, și de big data marketing. Cât de realiste sunt așteptările ca aceste segmente să se dezvolte în mod relevant și la noi în perioada următoare? Toate de care... Termen scurt și mediu. Și programatic și RTB și big data? Sunt mai multe buzzword-uri. Buzzword-uri care, mobilul, de exemplu, e buzzword de 4 ani, 5 ani. Și nu s-a întâmplat nimic fabulos, așa este. Sunt mai multe buzzword-uri, by the way, în perioada asta. Revenind, RTB. RTB e folosit, adică mie mi se pare că e deja mult mai mult decât un buzzword. Pe tot ce înseamnă platformele de .com, Google și Facebook, deja real-time bidding e un fapt, e parte din viața noastră de zi cu zi. Programatic, din nou, îl simt foarte mult ca un lucru ce se va întâmpla anul acesta. Deja mai multe agenții și-au anunțat platformele de trading și din nou cred că e o promisiune pe care o vor ține versus mobilul, care, ok, nu este în continuare un procent semnificativ din media planul niciunui client până una alta. Mai este iarăși un buzzword legat de paid, owned și earned, cu o teorie în care, mă rog, aplicabile, să spunem, mai mult țărilor dezvoltate, în care se spune în felul următor: dacă inflația din media, nu e cazul nostru, repet, continuă să fie cumva ruptă de modul în care evoluează inflația din economie, e un model nesustenabil și la un moment dat vom ajunge la un paid media foarte aproape de zero, toți clienții concentrându-se pe zona de earned și de owned media ca și promovare pentru brandurile lor. Ăsta e un buzzword important. Noi cumva începem să investim în asta, până
identifica corect efectele între paid media, earned media și owned media. Ăsta cred că este cumva un trend care va lua timp în a se stabili și are o legătură foarte directă cu big data, un alt buzzword. În rest, cele două, programatic și RTB, cred că vor deveni mai mult decât buzzword și repede. Facebook își dă silința, din câte se vede, să împiedice efortul acesta de a duce paid-ul spre zero și... Da. Facebook cumva toată lumea trebuie să înțeleagă că noi îl poziționăm ca și canal de socializare, social media și așa mai departe, a devenit un canal media per se. Un canal media per se care își monetizează spațiu, care își monetizează toate aturile pe care le are și trebuie văzut ca atare. Deci discuțiile dintr-un, apropo de interviul precedent cu free media versus paid media, dar răspunsul meu ar fi fost da, a devenit un paid media, trebuie luat ca atare și folosit ca atare în măsura în care răspunde la niște obiective pe care le ai. Și mobilul de ce e atât de jos în continuare pe piața locală? Asta este un secret, să zicem, un secret, un lucru pe care nu știu să mi-l explic foarte bine. În condițiile în care penetrarea mobilului a sărit de 100%, mi se pare în continuare un mediu extrem de neutilizat. Cred că, din nou, nu știm să facem ceea ce trebuie să facem pe mobil mai mult decât niște campanii de display care sunt pur și simplu optimizate pentru acest canal. Trebuie să ai o discuție mult mai one-to-one, pentru că este un mediu extrem de personal. Și poate nu avem încă specialiștii care să ne ofere genul de conținut care este într-adevăr gândit, optimizat și efectuat pentru acest canal.